Bine v-am regăsit eu în studioul universitar, stimați telespectatori. Bun venit studenților și mai ales bun venit colegei mele, rector universitar dr. Mădălin Andrei de la Facultatea de Geografie a Universității Spiru Haret. Mulțumesc că ai acceptat să fii din nou în studiourile noastre. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și aștept cu nerăbdare de fiecare dată să vă prezint lucruri interesante din domeniul meu. Începusem într-o mică introducere de câteva minuțele să abordăm aceste două teme mari ale contemporanității, populația și așezările omenești, dar din punctul de vedere al geografiei populației și geografiei așezărilor omenești. Ce ai zice să comentăm, de exemplu, apropo de populație, unul din topurile celebre, cele mai populate 10 țări ale lumii, bănuiesc că lumea deja are informații. Am să las filmulețul să curgă, evident o să-l rulăm ceva mai repede și fără sonor și o să încercăm să-l comentăm. De acord? De acord. Bun, eu am să dau drumul filmulețului și am să rog pe cei din regie să-l și preia. Pe locul al 10-lea se află Japonia, urmată de Rusia, Nigeria, Bangladesh. Surpriză, nu? Bangladesh. Pakistan. Apoi Brazilia, Indonezia, Statele Unite ale Americii pe locul al treilea, deja intrăm în topul celor mai populate țări, India și, evident, după cum se știe, cea mai populată țară. Evident, China. Acum, aici există o problemă și mulți au sesizat-o deja. India nu are statisticile la zi, că discutam de una din metodele și conceptele de bază în studiul populației, analiza statistică. Se pare că India nu are statistică la zi sau nu are statistică pentru întreg teritoriul țării, că sunt zone în care sunt persoane care nu au fost declarate ca fiind născute de nu știe câți zeci de ani încoace. Deci s-ar putea să avem o surpriză dacă India, am înțeles că a făcut o estimare, nu? Cât de cât. Da, și se pare că India are un ritm de creștere a populației foarte mare și că este posibil să depășească China. Dacă nu, cumva s-a și întâmplat, dar da. Nu spun statisticile pentru că este și foarte dificil, având în vedere tipul de cultură care există în India, dar Organizația Națiunilor Unite, care se ocupă cu aceste statistici, are metode de prognoză destul de bune. Să vedem însă, în momentul în care se va face o statistică sau un recensământ al populației pe o bază statistică solidă, vedem ce surprize ne va oferi India. Oricum, ceea ce este foarte important, am observat că statele de pe subcontinentul indian, statele cu populație indiană și acolo, cultură indiană, India, Bangladesh, Pakistan și Pakistan, Bangladesh, sunt în top 10. Sunt în top, dacă ar fi, nu s-ar, sau din punct de vedere geopolitic, nu s-ar fi rupt India în bucățele, probabil acum India ar fi fost de neînvins pentru ca număr de locuitori. Sigur, da. Acolo au fost și alte lucruri care i-au făcut să nu se mai înțeleagă. E problema Cașmirului, care încă contrapune India Pakistanului. Bangladeshul s-a desprins de Pakistan pentru că era mult prea departe. Exact. Evident, și oricum are o altă populație. Dar oricum, surprinzătoare această zonă în care, dacă ne gândim, sunt vecini 4 și cu Japonia 5 și cu Rusia 6 din cele mai populate 10. Din alte continente avem doar Statele Unite, Brazilia, Indonezia, un pic peste mare, dar e și ea pe acolo. Da. Ceea ce înseamnă că Asia în sine e și continentul cel mai mare ca suprafață, recunoaștem, dar număr de locuitori este... Și faptul că au o cultură care este benefică natalității, chiar dacă există politici demografice. Discutam care... apropo de un concept, politică demografică. China are cea mai restrictivă politică demografică din lume la ora actuală. Este exemplul cel mai bun, China. În schimb, Statele Unite, deși au o politică pronatalistă, deși au o migrație foarte accentuată, Statele Unite se află pe locul întâi ca țară receptoare de migranți. Cu toate acestea, diferența culturală impune acest ritm de creștere. Iar Brazilia, țara megalopolisurilor, sau țara megalopolisului, cine se așteaptă ca în Brazilia să fie unele din cele mai mari orașe de pe glob?
Și da, e și asta o altă față a geografiei populației. Ea prezintă, să spun, din când în când bine câte o surpriză din zona ta statistică, dar trebuie explicată. Iată, de exemplu, această surprinzătoare poziție a Braziliei, o țară emergentă, într-adevăr, ca și India, dar care vin cu niște concepte. Dacă mi-aduc aminte, la unul din simpozioane am avut un coleg venit din Brazilia, și care ne-a prezentat ce problemă ridică concentrarea. Da. Pe Sao Paulo era studiului, da? Concentrarea cât? Nici nu mai țin minte, că oricum era o cifră care ne-a uit. Aproape 20 de milioane de locuri. O Românie mică acolo în Sao Paulo. Da. Dar ce diversitate e în Sao Paulo, de fapt. Și ce probleme ridică, pentru că el a venit cu o temă asupra criminalității în Sao Paulo și a revenit cu noutăți. Am avut plăcerea să le reîntâlnesc în vara aceasta la Köln, nu? La Köln, da, la conferința internațională a Uniunii Internaționale de Geografie. Și a venit la fel cu câteva prezentări despre Sao Paulo și despre Belo Horizonte și Rio de Janeiro. Pentru noi sunt așa niște chestii paradiziace, când e Sao Paulo, dar problemele lor sunt într-adevăr fantastice. Și foarte dificil de rezolvat. Trebuie să ne gândim că în aceste orașe mari braziliene există centrul care este foarte dezvoltat. Există acea zonă rezidențială a high life-ului brazilian. Iar după blocurile gri din cultura românească. Există acele cartiere dezastruoase, favelas, în denumirea braziliană. Bine, aceste cartiere sărace poartă denumiri diferite. Le întâlnim în toată America Latină, în zona Caraibilor, în Africa, dar și în câteva state asiatice. Însă, termenul acesta de cartier sărac, fără nicio dotare, de tipul barrios, barriadas, cabecitas negras, favelas, bidonville, bidonville este denumirea mai mult pentru Africa. Aceste, sau shantytown pentru Asia. Aceste cartiere nu au case în... Nu au ceea ce concepem noi, europenii, ca fiind case. Sunt niște construcții din carton, tablă, plastic. Din ce au găsit? Nu există străzi. Sunt îngrămădiri de astfel de șoproane. E mult spus șoproane câteodată. Spus, da. Nu au canalizare, nu au curent, că electricitate, nicio utilitate. Nicio utilitate. Bun, și acolo locuiesc milioane de oameni. Milioane de oameni. Milioane de oameni. De fapt, creșterea populației din Brazilia, a populației urbane, aici se produce, în aceste cartiere sărace. Cartierele au apărut în urma migrației populației din zona rurală. Bun, și Europa a trecut printr-o migrație din rural spre urban. Da, de mult. Și iată, avem în spatele nostru imaginea rezultatului, dacă nu mă înșel, trecerii la un moment dat a Europei prin Revoluția Industrială și cu atragerea din spațiul rural a unui număr mare de locuitori. Ei, nu putem să spunem că ce avem noi pe primul slide, deși vine de zonă de inspirație industrială, acum poate fi numit o astfel de suburbie. Sunt chiar cartiere atractive. Exact. Deja în Europa și în partea vestică a Europei, foarte puțin putem face diferențierea între zona rurală și zona urbană. De aceea, probabil că vest-europenii sunt foarte încântați și interesați de România, în care zona rurală și-a păstrat acel farmec al ei, cu toate că mai este mult de lucrat la infrastructură, în primul rând. Da. Nu asta ar fi ideea. România. Ideea este alta. Că au existat în evoluția așezărilor umane și mai ales, să spunem, în ceea ce până la urmă toți cunoaștem sub numele generic de oraș, că de asta discutăm ca fenomen contemporan, o succesiune de generații de orașe. Bănuiesc că mulți le știm chiar de la școală, dacă nu mi-aduc aminte, la un moment dat le-am studiat. Hai să le reamintim. Generația orașului antic, orașul medieval, orașul de tip modern și există și câteva tendințe de evoluție ale orașelor contemporane. Hai să luăm un oraș, de exemplu,
antic. Bănuiesc că aici Atena spune suficient și dacă mai adăugăm și Roma, nu mai avem ce adăuga. Pornind de la cel mai vechi oraș de pe Terra, Ierihonul, Roma, Atena, toate, când vorbim despre orașul antic, noi avem impresia de cele mai multe ori că există... Și avem o imagine aeriană cu ceea ce era odată zona Ierihonului. Avem imaginea unui oraș oarecum primitiv, însă nu. Da, din punctul nostru de vedere. Din punctul nostru de vedere. Orașele antice aveau o structură stradală foarte bine reprezentată. Aveau sistem de canalizare. Unele aveau și aducte de apă, mai ales orașele romane. Orașele romane și unele orașe asiatice, putem spune că aveau apă curentă în casă, pentru că aveau acele cișmele în curtea interioară a casei. Da. Și prin conducte foarte mici, de fapt erau niște șențulețe, niște apeducte, aveau încălzire. Aveau încălzire. Bun, sistemul roman de încălzire n-a fost egalat niciodată. Niciodată și noi l-am redescoperit acum în celebra încălzire prin podea și prin pereți. E bine, iar aceste orașe asiatice mai aveau și un sistem de aerisire prin pereți asemănător cu aerul condiționat. Deci... Bun, n-am inventat noi roata, asta este exact, clar, doar am descoperit că există. Că există și încă nu... Și încă nu am dovedit ce trebuie să facem cu ea, se pare. Da. Hai să mai luăm un exemplu de un astfel de oraș, nu neapărat Ierihonul, ci iată Atena, imaginea este arhicunoscută, este chiar emblema Atenei. Mai sunt schele la edificiu? Ai fost de curând. Se mai lucrează. Am fost, da, acum 2-3 ani în urmă, în aplicația cu studenții. Ne-am ajuns la Atena pentru că era foarte mult de mers și noi trebuie să ne încadrăm și într-un preț favorabil studentului. În schimb, chiar schelele de la Partenon nu impietează asupra valorii. Nu. Chiar nu le observi. Be, și mai iar avem un... Roma este... Roma o emblemă, este, Roma și Coloseum, nu? Poate orașul care a influențat cel mai mult organizarea urbană în România, având în vedere că romanii au cucerit Dacia și au venit cu anumite elemente. Nu trebuie să minimalizăm orașele dacice, care de asemenea erau foarte bine construite. Din păcate, izvoarele istorice nu vorbesc foarte mult despre istoria dacică, pentru că dacii erau un popor liniștit, nu intrau în războaie. Și istoria se bazează mai mult pe conflicte. Bun, ce știm, de exemplu, despre perioada respectivă a Franței, știm din De Bello Gallicum, că altfel n-am știut nici de ei exact. Prea multe, nu? Exact. Da, șansa unora de a fi mai belicoși i-a pus mai bine în istorie. Da. Bun, trecând peste aceste, știu eu, generații arhicunoscute, iată încă un oraș din Egipt. Da. Până la urmă este o emblemă, Luxorul, avem o imagine și de acolo. Aceste succesiuni de generații de orașe au avut câteodată norocul să se întâmple în același loc, da? Atena e acolo de când e. Exact, da. Roma e acolo de când e. Ei, hai să ne gândim la noi în România. Câte orașe sunt acolo de când sunt? Și avem suficient de multe, avem, nu? Avem, bineînțeles. Hai să dăm câteva exemple. Cluj. Da, e acolo de când Drobeta, este. Alba Iulia, Turda, fostul Potaisa, Isaccea, Cernavodă, Hârșova, Constanța, Mangalia. Că nu știm noi să le scoatem și să le punem în valoare, asta este vina noastră până la urmă. Dar noi avem altceva și să revenim la o imagine care a făcut, să spun, epocă la vremea ei. Iată. Este această imagine, are, nu știu, dacă o mai găsești vreodată în altă parte a Europei decât la noi. Da, este satul... Este satul românesc, așa cum este el. Satul românesc, da. Aici avem, este foarte interesantă imaginea, pentru că avem și influența germană asupra satului românesc. Acea compactizare a satului. Satul
românesc cu influență germană are și o structură rectangulară bine definită. Gospodăriile sunt și ele foarte bine structurate, casele au formă dreptunghiulară. De obicei, anexele gospodăriei sunt așezate sub formă de careu, iar curții, da. Avem o curte interioară care pentru foarte mulți ridică semne de întrebare pentru că este acoperită de o poartă înaltă, chiar într-o aplicație cu studenți în zona. Haideți să ne uităm de ce este poartă înaltă. Păi dacă te uiți la carul ăla cu fân, Doamne iartă-mă, dar dacă n-ai poarta aia atât de înaltă, exact, cum poți să intri în curte cu el? Aici nu e o chestie de au vrut ăștia neapărat porțile alea monumentale, este o chestie pur funcțională. Pur funcțională. Dar foarte, o fază foarte drăguță, într-o aplicație cu studenții, o olteancă, în Oltenia știm că sunt casele, curțile legere, nu există această îngrădire, să zicem. Nu există această intimitate a spațiului familial. M-a întrebat, doamne, dar de ce? Eu sunt foarte curioasă să știu ce există în curtea omului. Ei nu sunt chiar atât de curioși, având în vedere că toți au cam același cam lucru. Cam același, da. Da, a fost și sistemul de comunitate închisă, toți erau cât de cât cam la fel gospodăriți. Nu asta însă este o imagine, dar cu alte case. Eu am văzut-o undeva în zona Polovraciului, același car, cu același om care își duce, ăla era cu boi, da, recunosc, din zona Polovraciului, dar ce era mai interesant este că a oprit la cârciuma din sat. A o scară legată de căruță, da? S-a dus, a luat două halbe cu bere, le-a pus jos, a legat scara și s-a dus și și-a cinstit consoarta care se lăfăia sus în pologul ăla imens de fân. Au băut cele două halbe de bere, după o zi de muncă, așa. Da. A coborât omul, a dus halbele, a legat scara, a luat boi de funie și hai acasă. Ei, asta nu vezi nicăieri în Europa. Exact. Eram cu niște prieteni care aveau la rândul lor niște prieteni din Olanda care s-au uitat așa lung și zice, o chestie mai mare de respect între membrii unei familii nu o să vezi niciodată decât așa. Exact. Să te duci cu scara să-i oferi ceva. Da. Ei, poți să te duci probabil cu 1000 de trandafiri. Mă, nu face cât halbaia de vere dus în vârful carului după o zi de muncă. Un alt fel de gentleman meritic. Da, e asta, chiar a fost... Nu, avem într-adevăr, de exemplu, iată, suntem chiar de povesteam de zona aceasta a Vâlcii. Statele acestea răsfirate care sunt specifice, până la urmă, populației de românești. Românii au fost așa un pic mai dornici de spațiu din zona de deal. Casele sunt separate de vii și livezi. În zona Vaidenului sunt mai mult livezi. Dar acest sat răsfirat este... Bun, Vaidenul e celebru până la urmă, nu? Exact. E satul lui Păcală. Da. Iar locuitorii din Vaideieni, de asemenea, reflectă esența românilor vaidenii de deal. Este satul format prin migrarea populației din Transilvania, populație românească venită din mărginimea Sibiului și rămasă în urma transformației. Ei păstrează portul acela, da, tradițional, cu, negru, l-am văzut cu și eu. Alb și negru. Vaideienii din de vale îi desparte un singur râu. Păstrează și ca forma satului un pic mai răsfirat, mai puțin ordonat decât cei din nord. Sunt îmbrăcați ca în Oltenia. Sunt îmbrăcați ca în Oltenia. Au accentul oltenesc. Pur și simplu este un sat cu două realități. Două subpopulații, că vorbeam apropo de un concept. Sunt exact două subpopulații care conviețuiesc fără niciun fel de probleme. Da. Da, este într-adevăr surprinzător. E, și avem acum și celebrul sat risipit, așa cum a existat o zonă în care au fost împroprietăriți și știi cum au fost împroprietăriți, izvoarele istorice au o exprimare nemaipomenită, au fost împroprietăriți fiecare pe unde așa aveau poienile lor. Exact, da. Acesta este satul românesc de tip risipit, da, fiecare pe unde și-a făcut o poiană, pe acolo a fost împroprietărit. Da. Fundata din județul Brașov, probabil că prin asta atrage, prin lejeritatea, exact, știu eu, în vatra de sat. Există poate cel mai pur aer din România. Fundata, sau în general, satul risipit, este poate
elementul incipient, element, dar și totodată și de tradiție a poporului român. A fost român. Prima formă de agregare într-o așezare omenească, exact. Nu? Exact. Și este viabil, cu toate că sunt casele separate de pășuni, de fânețe, de păduri, dar... Acum să mergi în imaginea asta, să mergi la vecinul de peste deal, ai ceva probleme, că ai de urcat și panta cu fâneață și cu pășunea, treci și prin zona de pădure. Dar face parte din viața lor. Exact. Și aceste distanțe nu separă comunitatea, ci o leagă. Ajutorul din partea vecinului este mult mai apreciat decât ajutorul vecinului de deasupra, exact, sau de dedesubt, sau, exact, de pe diagonala casei scărilor, care, exact, s-ar putea să fie mai greu de obținut într-un oraș. Da. Și dacă nu mă înșel, chiar e mult mai greu de obținut. Într-adevăr. Bun, hai să mai luăm un exemplu. De data asta avem o structură urbană tipică, face clasă în geografie. Exact. Parisul văzut de sus, zona centrală, evident. Din tipul radiar concentric, este tipul specific orașului medieval sau târgului, format la intersecția marilor drumuri comerciale, cu acea piață centrală, cu piațete apărute în jurul... Da, pe măsură ce s-a extins, exact, s-au dublat, s-au triplat, de fapt, este, utilitățile. Se pare orașul cel mai... facil din punct de vedere al circulației urbane și al extinderii. A avut Parisul perioada Haussmann de remodelare a tramei stradale, care l-a făcut să fie funcțional astăzi. Toate orașele radiar concentrice au trebuit să fie Hai să încheiem cu o anecdotă. Legătura dintre ceea ce înseamnă orașele de tip medieval, și sunt foarte multe în România, ce înseamnă circulația actuală într-un oraș de tip medie. Până la urmă și Bucureștiul vechi, da, tot de sorginte medievală. Dar hai să ne gândim că atunci nu mergeai cu Grand Cherokee, ci cu Caleașca, fiind ăla era jeepul. Da. Da? Bun. Trebuie să ne gândim că străzile au fost dimensionate după dimensiunea mijloacelor de transport. Pe vremea noastră, nu cred că a prevăzut cineva că o să meargă pe patru benzi căruțele în București sau Caleștire. Nu? Să spunem că în momentul în care a apărut automobilul, s-a construit ceea ce astăzi încă se mai păstrează ca fiind la șosea, de acolo e aglomerat pentru mașini. Într-adevăr. Erau, problema orașelor românești, asta este, ele au fost concepute pe o altă dimensiune a mijloacelor de transport. Da, dar se poate și restructura foarte ușor un oraș radiar concentric, iar în momentul în care centrul, care este și cel mai vechi, se transformă în zonă turistică și atrage și pietonală. Și pietonală. Atunci... Atunci devine profitabil, exact, ca business. Ceea ce se întâmplă în centrul vechi al Bucureștiului, și slavă Domnului că cineva a reușit să facă și asta la noi. Sperăm să devină și centrul Bucureștiului tot atât de atractiv ca centrul Parisului. Am să te rog să accepți provocarea de a discuta mai mult despre aplicația practică în următorul episod al acestui ciclu de Universitaria pe geografia populației și așezărilor. Mulțumesc mult, mulțumesc și telespectatorilor, vă așteptăm să vedem și ce au făcut ai noștri studenți împreună cu colega mea, Mădălina Andrei, printre ale lor duceri în practică în străinătate. La revedere!